vorbesc puțin peste rând așa. Vreau să răspund. Da, am vrut să vă livrez o perspectivă pesimistă asupra înțelegerii acestor cărți. Vreau doar să spun că nu pot fi înțelese așa cum, nu știu, înțelege un pliant la un supermarket care livrează reduceri. Ai nevoie de o oareșcare apropiere de aparatul conceptual. Măcar pentru început, să știi câteva cuvinte, câteva concepte și apoi îndrumare. Foarte important, într-adevăr, îndrumarea, să știi, să ai lângă tine pe cineva care a făcut drumul, dacă e mai mult decât o curiozitate intelectuală. Și ea este foarte fertilă. Și vreau să spun ceva și legat de comentarii asupra acelui psalm. E foarte frumoasă intervenția. Poate fi puțin aparată traducerea lui Opriți-vă într-un anumit sens. În teologia creștină, chiar din primele secole, adică până la primele 6 secole, se vorbea în mai multe tratatele mai multor sfinți părinți despre 3 mișcări distincte ale dumnezeirii în relație cu noi. Proodos era descensiunea, coborârea lui Dumnezeu înspre noi, epistrofe, întoarcerea noastră către Dumnezeu, fiind dispuși de Dumnezeu să ne întoarcem la El, că nu ne întoarcem de capul nostru și de unii singuri, așa cum unori am putea crede, mai există o a treia mișcare, care ar fi non-mișcare, stasis. A sta. Și acest a sta este propriu îngerilor. Se spune, de pildă, se analizează mai ales în mediul creștin siriac, secol 5-6, în care apare această imagine a îngerilor care stau în jurul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nu fac nimic altceva. Este o imagine a comuniunii, o comuniune care este cu atât mai profundă cu cât ei stau mai aproape de Dumnezeu. Dar, într-un fel, deși ei, pe de-o parte, fac multe lucruri, pentru că sunt manifestări ale mișcării lui Dumnezeu și ale acțiunii lui Dumnezeu, intermediari, să zicem, în același timp ei tot timpul stau. De-aia, într-un fel, noi și în zilele noastre mai auzim duminica la Sfânta Liturghie să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. E asta. Asta în comuniune cu Dumnezeu, a te opri din tot ceea ce faci propriu-zis, a nu te lăsa împrăștiat, a nu te lăsa risipit. Aceasta a fost intervenția mea. Mulțumesc! Da, absolut de acord, însă trebuie să recunoști că dacă dai unui om de pe stradă textul Opriți-vă și cunoașteți că eu sunt Dumnezeu, necunoscând ce este stasis, se sperie. Nu că se sperie, dar nu înțelege. Poate că se oprește pe loc și așteaptă să îi cadă Dumnezeu în cap. Probabil nu o să se întâmple. Că oricum acei îngeri și ei stau în tăcere în fața lui Dumnezeu.